Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Indodi. Astăzi terminăm discuția despre cartea o trădare de... Pardon! Hai, mai încercăm o dată, da? Hai, mai încercăm. Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă uh, ediție a podcastului Indodi. E. Nimic! Ce mai vrei să <laughs> <tu> mai vezi? <laughs> nu mai vrei nimic! <laughs> <laughs> Altare. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Indodi. Astăzi discutăm despre sau terminăm cartea lui Lysander Spooner, Nici o trădare. Înainte însă de a intra în ce ne-a mai rămas din carte, o să vă rog jos să dați un like ca să se ducă video în algoritmul YouTube. Aveți și un buton de subscribe dacă vreți să faceți canalul să crească sau să ne găsiți mai ușor, mai târziu lângă la de like și un, lângă la de subscribe un clopoțel, ca altfel faceți degeaba. În descriere găsiți uh, un link către domeniul lisanderspuner.org de unde puteți să vă procurați și cartea să, să o citiți. Uh, găsiți de asemenea link-uri către unde ne mai găsiți pe noi pe internet, de exemplu blogul sau pe Twitter sau pe canalul de Telegram unde avem și un chat în care puteți să vă spuneți părerile și dacă vreți să ne transmiteți ceva mai direct acolo. Și niște linkuri de Crypto și Patreon dacă simțiți cumva nevoia să răspătiți efortul pe care îl facem noi aici. Continuăm uh, cartea cu uh, partea a treia, sub capitolul 11. Uh, discutam uh, în episodul trecut despre cum uh, așează, spunăr, uh, cum s-a apucat el. Am, am pornit de la premiza, domne, nu există niște acțiuni pe care le fac oamenii care ar putea fi interpretate de consimțământ voluntar și a început el să. Le desfințeze pe toate, în principal episodul trecut am vorbit despre voturi și taxe. În episodul ăsta discutăm despre chestii și mai uh, uh, explicite. Cum ar fi ai tot felul de oameni care se apucă și votează pe Constituție. Uh, nu scuzăm, mă votează, jură. Uh, își fac jurăminte pe Constituție de genul iar în interiorul jurământului lor Îți spun că vor lucra ca să susțină sau să se respecte Constituția sau să... Ce au angajamentul. Da. Uite, și la noi Băsescu avea pun totul pe o singură carte, dacă mai ține uh, de uh, la Constituția. Țin... Și <laughs> de ce ne spune spunări că nu e cazul ei? Okay. Care că nu... Că nu zi, spune așa, there is no privity. Așa cum spun lawyer și... Deci spune practic argumentul ar fi în felul următor. Oamenii ăștia care să jură nu fac decât un jurământ unilateral. În sensul în care poate că ei spun că să jură să respecte Constituția, dar faptul că ei se jură nu înseamnă că îi obligă pe ceilalți. Adică nu, nu reprezintă un contract, nu este un contract pe care să-l facă ei în fața cuiva. Jurămintele astea nu sunt date nimănui, ele ar trebui să fie și primite. De exemplu, dacă e unul care spune să, bă, să pune într-un genunchi și zice îți jur credință până la sfârșitul vieții mele și, și fata treci mai departe. Poate, whatever, man. Zice, poate, thank you. Da. Ce înseamnă asta? Este el, s-a creat acolo un legământ sau nu? Doar poate la fi el. dacă ea acceptă, poate fi o formă păi de nu a am spus că ea nu trece accept. peste, nu acceptă. Nu, cred nu. că problema lui spunerie e că nu e cu nume și prenume. nume. Uh -huh. Deci asta privit, el lipsește ca în orice contract, știi? Nu ai să zici, păi aș cumpăra o casă. Asta n-a creat nicio obligație nimănui. Și nu, nu, nu ai să zici, eu cumpăr o casă de la Val, rând de bani, eu îi dau. Nu, dar și tu, de, de nu, po poți să mergi și mai departe. Poți să spui, tu, tu cumperi o casă de la mine. Faptul că tu te juri că o să cumperi o casă de la mine, nu -mi creează mie nicio obligație. O vând. Da, asta. Asta încercam să spun, că trebuie să fie și partea cealaltă a jurământului în, uh, implicată cumva. și nu o declarație unilaterală. Că, cred că s-a da, înțeles de ce. Da. Obiecția lui spune e că nu știm pe ăla. Nu... Oamenii că... votează, votul e secret. Asta e cel mai important argument. Votul fiind secret, tu nu știi. Deci delegatul nu are nicio, niciun contract. Plus că nu e ca și cum Constituția e un contract deschis în care zice eu Constituția, care, mă rog, trecem peste ce fel de entitate ar fi asta, dar ar fi eu Constituția ofer putare oricărui om care la schimb îmi jură loialitate, whatever. Atunci ai putea să zici, mai un contract mereu deschis pentru oricine bifează niște chestii. Și vin oameni și zic, eu bifez la, la jur. Să... Atunci ai putea să-i mergi, dar Constituția nu zice chestia asta. Așa că... Poate fi, da, tot așa să specifici să specifici cu nume și prenume, să știe indivizia, asta mare obiecția lui Spuner. Nu în termen general, că la nu e cu un contract, știi? Eu aș cumpăra niște măsline de la unii care vând măsline. Nu s-a creat niciun dublă obligație. Ori acolo n-ai avut. Și argumentul pe care insistă el e tot ăsta cu votul secret. Votul secret. Nu se știe cine pe cine. Noi folosim cu multă ușurință asta. Uite, ăla e senator, mă reprezintă. El zice pe cine reprezint? Păi, am votat. Păi, da, dar nu știu cine ce-a votat. Știu tu că a votat, votat o majoritate statistică. adevăr nu arată așa. Hai. Nu reprezintă o majoritate statistice, nu sunt. Niște oameni acolo se știe cine sunt. Zice, da, exact, spune chestia asta, că dacă eu sunt, dacă eu aș fi uh, unul dintre oamenii ăștia, nu vorbește încă de aleși, de aleși, vorbește un pic mai încolo, dar și acolo se aplică aceeași, uh, aceeași idee. Dar spune, de exemplu, uite, tu ești nou reporter la NAF, da? Și te juri să respecti legislația țării foarte bine. Și. Ce. Ce înseamnă asta? De ce faci asta? Păi, pentru că niște oameni au votat pe niște oameni și oamenii m -au, angajat, după aia m au angajat pe mine și deci eu sunt alesul, eu sunt cumva investit în jobul meu cu uh, legitimitate de la popor. Da, foarte bine. De la cine? Popor. A, aici se a pe filmul. Poporul, exact. Eu mă gândesc dacă putem critica pe spună că ăștia pot fi vizibili, statul, deep state-ul, pot fi ei și la suprafață. Deep state-ul, mai rău, adică. Nu, dar să, să zic că da, uite, eu te-am pe tine, inspector Mititel, eu te-am să nu știu ce, adică să-i cunoască. Dacă ei l puricat, da, poți da, să-i da, exact. Decisibil. Legitimitatea vine nu se poate la, da. duce până la popor, adică deep state-ul e deep state și el teoretic își arogă drepturile pe care și le arogă, tot în virtutea faptului că e înzestrat cu legitimitate din partea voinței populare. Uh -huh. Da, dar întrebare dacă nu cumva spună râ... a spune că nici partea asta între tine, inspector și stat angajator, nu e... Pai nu e pentru pe nu, știi, nu pe e pentru că... Nu nu, e da, pentru zice, că... Nu e pentru că... Nu e pentru că... Nu e pentru că... Nu ai e Nu e pentru că... Nu, nu. Nu e pentru că ăia nu sunt îndreptățiți să te angajeze. sensul ăsta nu e. Nu, da, întrebarea e mai... Da, dacă da. e ceva în plus față. Ok, e clar mm, argumentul mm. ăsta. Dacă e ceva în, nu sunt vizibili nici... Eșarul nu din umbră. Da, lasă votanții și la un moment dat, bine, că... la un moment dat, da, adică vorba aia, mi, adus, mi aduc, aminte el... de grupul de comunicare strategică. Da. Care comunica de rupea apele, dar nu știa nimeni cine e acolo. Asta nu e clar. Adică, mi se părea care în vedere și asta, știi, că nu sunt așa de vizibil nici angajatorul statului, știi. Bine, el și. Subiectul mea ar fi fost, bo, da, ăsta poate fi vizibil. Te angajează poșta română, știi instituția, știi cine o reprezintă. Deci, cine e CEO? da, de acord, dar se duce partea Că Ei ei te angajează în virtutea tot a unei delegări, a unui contract. Poveste. Deci. Păi nu e exact pe asta cu. Deci, de la o instituție românească, mă rog, tehnică, aveau de făcut schimburi cu instituții de până afară. Instituția de afară avea o semnătură. Director. Ai noștri se duceau cu o pagină întreagă de Director, și subdirectora și șeful de departament, nu știu ce. Uite ce se întâmplă. Cine anume e responsabil dintre ăștia? Să împarte pe la noi. Să împarte responsabilitatea Bine, rezolvarea a fost că au făcut după aia o pagină cu multe, că asta îți cereți a statului românesc, și o pagină cu doar cu direct. <laughs> Ca să... Poate și chestia aia că le frică lor amar, știi, să mnezești. Totdeleagă... Bine, nu-i prea, din punctul ăsta de vedere, nu-i prea Nu, sunt proceduri. A, să fie... Trebuie, trebuie da. să treacă pe la toți. A, ăla de la Mediu, ăla de la... Da. Sunt chestii care sunt reglementate. Nici, nici nu ți-ar trece prin cap câte sunt reglementate prin lege despre formele documentelor de genul ăsta. Pe de altă parte, ai zice că la noi, cumva, ăla de sus, semnătura cea mai de sus, ăla de Iacu, jos, da mă, nu, da, mă rog, <laughs> vorbesc din punct de vedere <laughs> ierarhic, da? da. da? ăla îl ia cu japca, păla îl caută poliția da. de obicei, doar pe ăla nu și pe ea, de sub el, decât da. dacă se dovedește de, că au conspirat da. dacă e la pârnaie, ăla dă suspică da? așa, însă pe partea aia altă productivă, adică dacă vrei chiar să faci ceva ăla de jos, cel mai de jos e semnătura cea mai importantă că la e la care trimite actul De fapt. De? cumva ăla trebuie să alerge după semnăturile tuturor celorlalți da. Care <laughs> au în birouri. Care stau Poate în birouri, da. Fi. Poate fi și pentru că nu ești demis pentru ah. lipsă de productivitate. Ah. Păi da, mă gândesc productiv. că într-o firmă, dacă nu livrezi, nu știu ce, demite... Ăsta, lasă sunt productive, au semnat. Ah. Au e? semnat. <laughs> nu, mă gândesc că nu te ia pe tine. Nu te schimbă la poștă sau nu schimbă pe la tarom că n-a... Ăla se schimbă că avem venit și a luat puterea. Păi... <laughs> Asta zic, dacă poșta și tarom ar fi companii de pe piața liberă, generatoare, care să trăiască din profit, ar fi o altă discuție. Da. El mai repetă aici, spună și e distractiv să repetăm și noi de câte ori avem ocazia. Cine sunt, de fapt, cine, cine ar fi, de fapt, această masă de votanți care i-a votat și i-a înzestrat cu putere? Și el îi, le spun așa, că, mă rog, aceste, aceste două, trei sau cinci mii de oameni, zice, zice el, sunt o adunătură, o bandă secretă de jefuitori și criminali. Care, uh, au, uh, care au care i-au desemnat în mod secret pe altul pentru a se scăpa de responsabilitatea acestor crime și care să presupunem că și-au făcut dorințele cunoscute aceluia, dar de fapt nu și l au făcut, că dacă și le-aș făcut, ai putea el să spună, păi uite ăla mi-a zis că e Da ideea e că nu-i scoate din, din bandă secretă, secretă Ei, pentru că... Sunt votanții, nu? Pentru, votanții, Da, votanți, votanții, pe votanți. Nu-i scoate din bandă secretă de criminali și jefuitori Uite, cu, cu fiecare lui ocazie aici, pe care o găsește. ambiguitatea lui, pentru că el pe de o parte îi vede ca bandă de nu știu ce, pe de altă parte spune, ești ca într-un război acolo prins. Or, ori, eu pe ea, ori te omoră nu, Ai aici, la votare, da. aici dacă ți minte facem callback la că episodul trecut când am împărțit nu, marea nu. de votanți în trei mari părți și aici presupun că se referă doar la prima parte a ticăloșilor, nu. ticăloșii care își văd că statul îi ajută să-și obțină scopurile pe care le urmăresc nu se referă nici la fraieri și nici la oamenii care n-au de ales sau nu-și bat capul. Da. Deci, dar sunt și birocrația, presupun, nu, nu doar. Păi, da, ce nu, nu, votează ea. Fă... Uite, la asta mă, mă gândeam aia aici. Sunt aici. dintre executanți? Și asta <laughs> e problema. Deci, oamenii făceau contractul social ca să evite arbitrarii din starea de natură, unde era judecător în propriul caz, știi? Păi, și ăsta nu e acum birocratul care votează, nu. Judecă în propriul caz, știi? Deci, dacă el votează creșterea taxelor, știi, că dacă lui. Nu, să, să nu uităm că nu se votează pe subiectele astea niciodată. O persoane care promit, care refac. Da, și mă rog, aici spune că deși uh, se spune că. Asta e unul dintre argumentele care nu prea mai, nu prea mai țin astăzi. ăla că, uh, că, în primul rând, pe vremea nu aveau toți drept de vot. Dintre ei nu votau decât o porțiune foarte mică și deci cum să numește asta majoritate când e clar o minoritate din toate minoritățile? Astăzi Dant nu prea un... mai ține. Ok, nu avem în continuare să zicem o majoritate că absenteismul la vot aia. e destul de mare, dar numerele sunt mai mari, adică nu de e... Nu e... Ar fi interesant de văzut nu, nu mai de chestie. Nu, mai suntem în interiorul 10%. Rad. Da, cam da. Da, da, nu. Da. Ia pe România, 15. E 15. 15. Da, nu vin e, 30% nu la, nu vot, jumate votează cu A, jumate nu cu B. Vin 30. Da. Vin mai mulți? Vin mai mulți. Da. A fost 45% la 50 și ceva la sută pe la legile prezidențiale. Rar, rar, Păi rar. da, da, 20% votează cu marginalii care nu se pun. Nu, eu mă refer la turul 2 când ai avut doar de ales între Ponta și Iohannis. Au fost, Tot uh, au fost, da, au fost peste 50 de și la ceva la nu. La parlamentare la, la, e altă discuție, da, acolo e mai puțin. Decât atunci când se Poate comasează. Mai alea. La la Constituție a fost, nu pot spune că uite. Nu, atunci. la Constituție a fost mai puțin, tocmai asta, tocmai asta, tocmai asta încerc să spun. Mai mulți oameni au participat la votul pentru eu din turul 2 de la ultimul mandat al lui Ioanis din 2019. Eu am zis cu Ponta, nu? Era cu Dăncilă. Mă rog. Mai multă lume a participat la a, a, a doua tură de alegeri și uh, decât uh, la cum îi spune? Okay, decât okay. la Constituția lui Orgovan. Păi, a lui Orgovan? Da. Aia care s-a votat pe două zile. Aia care s-a votat pe două zile a avut -a 50, a... puțin deci, la sută. Deci s-a făcut, m-am uitat recent pe, pe, niște numere. A fost ceva de genul șocant. Ok, deci unde, unde erai? Ce ziceai de Care era argumentul? Să acus mai mulți. o ah. acum sunt mai mulți. Deci da, la e, la e, ce e, ceva mai slab Nu sunt da. atât de mulți. Deci... s-ar putea ca... S-ar putea ca... Adică atunci erau puțini oameni, dacă votau gașca A versus gașca B, s-ar putea ca proporțiile într-un fel să se să, să păstreze. Deci ai atunci votau puțini, acum votează mulți. Dar s-ar putea să fie tot așa. Nu contează, e un argument în 1... favoarea de democrației. Ea a spus, spune da. uite, avem legitimitate, ne a da, votat 60%. Da. Da, pe când argumentul ăsta a dus de spună încă din 1870, că nu, trec, nu pot să trec ușor peste amănuntul ăsta. Deci, astea nu sunt povești inventate acum de neica ca nimeni. Despre libertate. Da, să, să când se gândeau la libertate, fundamental, ajungeau cu iete la concluziile astea în care individul trebuie să facă o înțelegere Explicit. Da, da, analiza socialistă. Păi da, aveam un deficit de democrație, avem nevoie de mai mult. Cred că era și un slogan al unui partid lemțesc, nu mai mult. Mer democrație, nu? Sau, da. Avem nevoie de mai multă democrație. Cum facem asta? Nu știu. Votul de la 16 ani, diverse. Sau gluma pe care o fac periodic, dacă e așa bun votarea, atunci să votăm mai des și pe mai multe subiecte unde lumea nu prea, chiar și oponenți al acestor idei, nu prea mai au ce să zică păi. pe va Cumva corect argumentul ăla că ar costa dacă votăm în tot timpul. Bă, și pe adică pare convingător. Dar pe elveții, de ce nu-i costă mai mult? Nu votați atât de mult, știi? Una e. trei e. un pic, mai mult, unei... un pic mai mult decât noi. Sunt pe calea cea bună. Da. <laughs> Da, și uh, încearcă, cumva el încearcă argumentul și din partea elaltă, zice, bun, dar dacă chiar crezi că oamenii ăia sunt justificați, dacă chiar crezi că oamenii ăia sunt justificați în ceea ce fac și ce spun și că, într-adevăr, așa își demonstrează reprezentativitatea, Explicăm -mi și mie cum, cum se întâmplă că nu vine nimeni să-i tragă la răspundere. Adică ori avem o, un fenomen unic în lume, în care toți, dar absolut toți angajații la stat, cumva în îndeplinirea sarcinilor pe care le fac, execută perfect ceea ce vrea cetățeanul, ceea ce putem proba dacă ieșim în piață sau întrebăm pe oricine cum sunteți mulțumiți de serviciile prestate de stat. Așa Și dacă aveți nevoie și nu, nu încă nu v-a venit înapoi mâncarea Păi putem să luăm sănătate Ce, ce ar mai fi? Educație, Educația. da? Educație, că vorba aia avem în fiecare an Câte un show, vai de, de mine Cât s-au mai picat la bac Și dezastru e în educație, așa? Ce să mai luăm? Ai zici că apărarea am putea să o luăm, dar hai să zicem că avem noroc că nu o testează nimeni. Încă. Da? A testat-o. Uite, simplu fapt că tu un comunism n-ai avut apărare, știi? Înțelegi? Și nu, nu zic nu de statul comun, nu zic referiam. de Ceaușescu. Mă nu referam zic de la Ceaușescu. nivel național. Bine, păi, nu ți-a oferit, uite, ai stat sub roșii. De ce nu mi-ai oferit? Ai stat sub roșii n-ai stat. Nu, el zicea da, că n-ai stat, da? După primăvara de la Praga, n am mai stat sub -oși. Atunci cât am stat, ea a de ani. Da. De ce n Nu-i puțin în lucru, tot, tot. Nu, nu era, nu era Ceaușescu, era altul. Nu, da, și Dar da, ești a fost comunism. Uite, asta înseamnă de ce votează, de ce... Păi, recrescută, recrescut bugetul la educație, știi? Cum în... să îmbunătățim? Iar discursul democrației Port americani, știi, cum să îmbunătăți democrația? Crește pe educația, Da. Așa omul nu mai e prostit, știi? Nu, învață la școală, știi? E, și deci, <laughs> presupunând că... Nu. <laughs> presupunând că totuși nu acceptă nimeni ideea asta utopică în care angajații de stat își fac ghicesc și gândurile cetățenilor privați în desfășurarea activităților, atunci cum se face că nimeni nu vine să-i tragă la răspundere? Și răspunsul este, păi, în baza cărui contract? Unde arată că i-au investit? Unde arată că s-ai lor? Cum, cum, ar putea ei să arate e că exact. Data asta e în încheierea sub capitolului? Zice, hai să presupunem că vine unul la deputatului și zice, ai promis alea, alea, alea. alea la care deputatul zice, să văd. De unde e sta la firmă, por favor. De unde nu e a a sta la firmă. Că și, și, și putea să își sabotează. <gără> nu, 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 eu o, ar să putea zic să că, zică, da. o să zic că nu ți-am promis ție. Nu, dar Anastase a și zis mi se pare o chestie de genul uh -huh. ăsta la un moment dar Nu ți-am promis ție. Uh -huh. Promis altora. Nu vii tu să mă tragi la răspundere. Nu ție ți-am promis. Nu că eu te-am votat. Mă bucur că m-ai votat, de asta nu... Nu înseamnă că ți-am promis ție. Mereu, mereu insistă pe, pe votul ăsta secret spuner. Zice, păi eu de unde știu că m-ai votat? Ca că să nu, nu se vede, nu e cu nume da. și prenume. Ca să nu mai vorbim de faptul că, apropo de asta, nu mă știu dacă am spus-o episodul trecut, cred că am mai spus-o, cum se pupă cu imunitatea parlamentară. E? Te-am votat să dai legi. Da, dar pentru alea nu poți să mă tragi la răspundere poți? Nu, n avem cum. Păi, uh, n-ai. Da, dar nu poți că înțelegi. Deci, Sunt alte care... legi care spun că nu poți trage da, la răspundere. prin definiție, deci noi trăim într-o mitologie, faptul că ăia îți reprezintă interesul. Păi cum îți reprezintă interesul, dacă tu prin definiție, ăla are imunitate, nu poți mm -hmm. să-l tragi la răspundere. Dar noi cu toate astea continuăm. Da, e o relație de reprezentativitate, ăla mă reprezintă și nu știu. Așa cum și Pfizer-ul ți-a reprezentat interesele. Da. da, deci avem, avem mitologia asta ca și asta. Cum, domne? avem un contract social? Păi îl avem, hai să vedem dacă le avem. Știi? Ideea e că sunt false. Sunt false chestiile astea. De ce să spui că e... Că este ceva care nu este. Pe definiția lui Aristotelie, fals, ăsta e fals. Când spui că este ceea ce nu este sau că nu este ceea ce este. La fel ce aici, noi trăim cu asta. păi am semnat contractul social, păi el am reprezintă nu știu ce ești. Acum, în defensiva asta poate fi pe uite, alegi pe ăla și așa e responsabil. Normal alegi pe la alegi pe nu știu cine ești. Deci a funcționat democrația livrat că schimbi echipa știi cum, îl schimbi dacă vrea și dacă, dacă vrea și establishment-ul să, să ia în calcul ce ai votat tu, asta apropo de voturi pentru Constituția Europeană, nu știu dacă mai țineți minte, dar pe vremuri se punea problema, apropo de Constituție, că tot discutăm despre Constituție. nu știu dacă mai țineți minte, dar pe vremuri se punea problema unei Constituții a Uniunii Europene, o Constituție Europeană sau pus băieții, fără să-și dea seama ce prostie fac, să supună la vot această Constituție în interiorul țărilor cele mai euro. cele mai eu-friendly. Cele mai EU, EU, nu, obice, EU, eu-filice. Țările da. cele mai eu-filice au zis așa. Și s-au dus frumos în Irlanda, mi se pare, și au votat aia. Și nu s-a adoptat trecut. Constituția, n-a trecut. A? Și atunci au zis, mai votăm o dată. A, mai, mai votăm mai votăm până iese și după ce n-a trecut din nou au zis știți ce ia să o voteze europarlamentarii mai degrabă mai mai, de ăștia sunt reprezentanții domne voi nu știți ce votați acolo cum vine asta cu reprezentativitate și așa hm? deci am mai zis-o noi și în alte rânduri dacă chiar ne iubim foarte mult organizarea asta în care niște oameni se întâlnesc, fac o ședință, cine se întâlnesc, reprezentanții care reprezintă, ai putea foarte bine să-ți imaginezi o situație în care un grup de oameni mai mare sau mai mic își trimit un reprezentant la această ședință. Și apare un om la ședință. Eu sunt reprezentantul lor, am dovezi, că tot vorbim de contracte și semnături, am dovezi, astea, astea eu sunt reprezentant a 10.000 de oameni. Vine unul, e reprezentant a 100.000 de oameni. Și el e, mă rog, un purtător de cuvânt, de fapt. Da și, să, a, și atunci ar fi relativ corect. Da, să nu mai spunem de ideea asta, că domne, de, nu știu dacă mai țineți minte sau i-ați văzut în campanie electorală, acum no, mi se pare, pare că n-au ieșit încă în campanie, campanie. că n-a început campania, dar dacă țineți minte de la. Totdeauna campanie. <laughs> uh, da, mă rog, de, de, Dacă țineți minte de la primărie, erau uh, băieța și aia care, da, strângeau semnături. Strângem semnături pentru nu știu ce. Băi, deci din punctul ăsta de vedere, acolo, puteai să poți să spui, da, frate, uite, ăștia au semnat că vor ceva. De la. De la, ăsta, de la făniță asta, de la. Într-un da? fel, la astea era o, o, o înțelegere din asta deschisă. Uite lista Erau mea ce voi să da, Eu ce încerc să spun este în felul următor. Sunt nenumărate exemple de oameni care au strâns semnăturile, n-au strâns câte voturi au avut câte semnături au avut, n-au strâns voturi câte semnături au avut. Păi, poate au zis ceva între timp. Bă. Păi, de, pe asta spun. Deci uite-te tu. De ce? Deci noi ne bazăm pe votul pe care nu-l putem verifica, în loc să ne bazăm pe semnăturile pe care le putem verifica și chiar și așa... Nu bate, nu pușcă. da, păi, da zici că ăla doar a, și-a dat un dăsta de, de principiu, știi? Vreau să -l candideze, nu știu care, știi? Da, dar nu era da. prima preferință. Da, da, da. Bine. Bun. Și aici spun, zice o chestie foarte simpatică care mi-a plăcut mie, zice așa nu numai că agenții ăștia criminale ai fiscului și hoții nenorociți dar mă repet mm. care uh, vin să-ți fure banii nu numai că nu au nicio legitimitate să-ți fure acei bani dar ei ar putea nu au, nu au nicio îndatorire să verse banii la bugetul statului, ei ar putea bine mersi și păstreze. să păstrezi banii. Aici Rodbartia nu are dreptate, trebuie să dea banii înapoi, știți. Da, da, da. nu, în sensul de obligație. Da, că, că n-are nu s-au obligat da. nici în sus, nici în jos. E pur și simplu infractor și... Da, nu are obligație față de un angajat de ANAF față de ANAF. Dacă îl vrea să-și păstreze, nu e legitimă obligația aia. Poate care un poate că are în fișa deci, postului. Și asta e problematică, știi, dacă poate fi, deci dacă admite un anumite contracte, mă rog, da, da, anumite contracte cu statul sunt legitime, nu știu, faci un contract de dască. Bă, păi chiar și cu anaf le livrezi pizza, să zicem, ești un privat și le... N-ar fi o încălcare unui contract asta? -a Sau îi spune că nu e legitim contractul, că la fură inspectorul și N-ar fi legitim. Contractul între inspector și ANAP, să zicem, știi? Sau cineva, contractul între stat și un privat, păi, știi? o să... Mă ofer să-ți duc pizza, știi? Statul mi-a dat banii, eu nu i-am dus pizza, știi? Sau invers, eu am dus pizza, e legitim obligație, eu zic că ies să-mi dă banii pe ea, știi? Dacă i-am dus pizza, <laughs> da. Dar ăla arată, ăla arată un contract void, normal, da? Voluntar. A, cu pizza, da. Ăla cu pizza arată un contract voluntar. Acum problema cu contractul uh, inspectorului ANAF e că fra, e, e este, este e, că e, în cursul activității sale contractul îi spune că trebuie să o fure de la ăla și nu. de la ăla. Nu, nu și nu... mai e o chestie. Dacă ai contract cu un angajat, ai o înțelegere complet privată fără probleme. Dacă ai cu instituția, poți să zici, totuși fundamental, instituția asta nu e legitimă totuși dacă, dacă se respectă că pe asta se bazează și inerția societății astăzi. Nu, Cineva îți dă o lege și lumea o respectă. Tu judeci la nivel de acțiune. Nici coza noastră nu e legitimă, știi? Dar anumite acțiuni, faptul, uite, ce cu coza noastră cumpără o pizza. E legitimă, știi? Deci nu e... e. Nu, semnează, uiți, uiți. nu semnează noi coza noastră, ci eu, oh, Paolo... coza noastră. Coza noastră. Mm, atunci, okay. atunci ai <laughs> tot duci și întors. Dacă o, dacă o entitate care nu există, în sensul legitim. că nu se poate constitui, are valoare de, a, are nu o de încheiere de contract. inițial, că de da. ce? Că ei zic vom face crimea, vom face nu știu Păi ce, nu, da, dar da. Ia, ia să zicem că nu există. Deci, nu, că a... mă gândesc că ei când semnează, nu spun. Deci, semnează a... doar, suntem o asociație pânză. studențească. Da, <laughs> din punctul ăsta de vedere, este o asociație legitim constituită. Da, da. Și întrebarea este de, de asociații care nu sunt legitim constituite, de genul, noi ne întâlnim în, ca să, nu știu, să rupem capitele la fraieri. Mm. De uh -huh, exemplu, da? da? Facem o asociație de rup capitele la fraieri. Asta nu e legitim constituită. De ce? Pentru că are cum să-și desfășoare activitatea. Legitim. Da, fizic poți să faci. Fără încălcarea proprietății cuiva. Adică asta e ideea. Da, nu e contract. Asta zice și spună Rudy. El are momente în care spune, domne, chiar dacă i-am ști pe păi aia cine ce a semnat, tot n-ar fi furăciunile alea statului tot nu sunt legit. Uite, aici aș spune că e vorba de o, o întrebare. Adică, eu aș lua principiul ăsta, că felul în care l-am rezolvat, eu rezolv la fel și contractul de asta plătit. Apropo de alte discuții libertariene, da? Care era, da tot cer. la fel ai spune. Ca contractul tău să se desfășoare, presupune obligația asupra unității persoane care prezupune încălcarea proprietății. Mm. O spui, păi da, da, poate că își dă acordul. Poate că își dă acord, dar atunci trebuie să fie parte semnăntară la contract. Că da, trebuie să Altfel asigurăm... nu avem acordul. Da, expun... Cine, Cine e victima sau ce? Da, păi dar nu mai e. Un contract frumos. E, Da, e o delegare de. <laughs> Mă rog, e, e silucirea asistată asta. E cu, du du e cu du -și, și acolo. Da. Deja intrăm prea adânc în, în meandrele. Argumentul nu spune cum să. el. Ielt... repetă chestia asta. Uh -huh. Că nu știm. Deci orice relație de asta de reprezentare are un principal și agent. Principal agent problem. Uh -huh. Și nu știm principalii, nu știm votanții. De ce? Pentru că votul este secret, deci și prin definiție nu avem uh -huh. cum să știm. Uh -huh. Cine te-a votat. Ok. Și altă, altă categorie pe care spune el. Păi, Băi, dar uite, am. hai să zicem. Ăștia i-am dat la o parte. Deci, politicienii nu pot să, să susțină Constituția că am stabilit, îi aleg unii și nu știu ce. Și ju, jurămintele lor nu au nicio valoare. Ăștia alții angajații, birocrații, nici ei nu poate să susțină Constituția în virtutea jurământului pe care îl fac pentru că la fel ei sunt angajați de unii nu, nu generează obligații, sunt angajați de o entitate care nu are legitimitate, prin urmare orice contract între ei și entitatea respectivă nu poate să genereze obligații, nu e înforsabilă. Bun. Ce? Bine, noi am făcut un pas față de spune ar știi, el se gândește strig la fărăcinile alea dar, și la... Na. Zice, dar mai e un caz. Sunt toți cetățenii care să jură pe Constituție, că o să respecte Constituția ca să primească cetățenia. Cazul celor naturalizați. Da? Ăștia. Nu susțin ei Constituția explicit pentru că votează pentru ea. Cine, imigranții, sau ce? Imig da, imigranții care, care devin cetățeni. Care în cursul procedurii de a deveni cetățeni jură să respectă Constituția. Efectiv asta spun. Jură că respectă, susțin constitu. Nu funcționează așa? Nu. De ce? Pentru că față de cine fac ei jurământul ăsta? Între cine și cine e contractul? Tot o bandă de poți și A, totul este argumentul că nu da. se baza... în felul următor că nu există o asociație. Tu ai putea să faci un jurământ că respecti regulamentul interior al unei asociații dar trebuie să existe asociația ori doar ce vorbim doar ce vorbim Constituția Statelor Unite nu instanțiază entitatea asociația. Statelor Unite ale Americii ca o entitate legitimă prin urmare dacă tu te angajezi față de o entitate care nu există da de, de ce nu există? E e, pentru că, că a... el, el și zice la un la dar nu, dar el zice că da, oamenii Actuali. A, dacă nu există principali, nu există nici reprezentanți. Am, am, nu, da, da, nu. Nu există pentru că am discutat în episodul trecut. Sau cu două episoade, chiar, <laughs> dacă nu mă înșel. Următoarea discuție. Să presupunem că Constituția este actul constitutiv. Actul constitutiv trebuie să fie cu nume și prenume. Doar pentru ce semnătură. Prezenți. Da, doar pentru cei prezenți. Episodul trecut am discutat-o. Doar pentru cei prezenți. Păi au semnat 39 de oameni Constituția asta. Păi ok, Statele Unite există pentru acei 39 de oameni, dar ei au murit între timp și n-au lăsat Statele Unite moștenire cuiva. Că așa să, să mută și participația din, dintr-o... Ar fi putut, dar trebuia ar, să facă un act. Ar fi putut, da. n-au lăsat-o. N-au luat Statele Unite pe persoană fizică, cum, cum de fapt asta ar fi. de Deci, asociația aia e constituită din. Ar, ar putea fi constituită din semnăturile celor 39 de oameni. Deci, are 39 de membri, da, în frunte cu Washington. Washington, după 4 ani, a zis: Mersi, eu mă duc, mă joc în Virginia, nu, nu, nu mai trebuie. mi a ajuns. Oilalți, nici ei n-au rămas. Azi, au murit toți la un moment dat. Adică, până astăzi, sigur, au murit toți. Că Aia cu Abe Lincoln vânătorul de vampiri e ficțiune. Da. Sau Highlander. Da. Și prin urmare, entitatea anumită Statele Unite, chiar și presupunând că ar fi fost creată în felul ăsta, nu mai există astăzi ca să-și jure ăștia loialitate față de ea. Și zice explicit că sunt o gașcă de oameni care se declară ei Statele Unite? Și fac acțiuni în baza acestei Deci ce argumentul Cheie că, că instituțiile ANAF și astea nu sunt legitime că nu, nu stăia primii, nu? Da, pe discursul lor, da, n-a trebuit. Mai departe, zice, nu numai, nu numai cetățenii care, care se naturalizează, dar și sudiști. De la finalul războiului civil au fost niște campanii în care sudiștii, oamenii din sud, au trebuit să își recapete drepturile de cetățeni jurând pe Constituție. Adică nu numai că te-am bătut, te-am violat și așa, dar acum hai să te dai și în spectacol că ne place. Și același lucru același argument este către cine, cine și-au și -au jurat și -au... ei fidelitatea. Că nu, n-a stat nimeni la primire în punctul ăsta de vedere ca să primească jurămintele sau n-au stat aceleași persoane sau n-au fost enunțate persoanele respective sau mai mult, dacă vrem să ne ducem până în pânzele albele așa cum ar trebui să facem, dacă vrem să fim riguroși din punct <laughs> de vedere legal n-au primit încă n-au încuvințat acest jurământ. Dacă discutarăm acum 10 minute de punctul A. Dacă el să lasă într-un genunchi și zice te vreau și ea nu-l ascultă, nu e ca și cum s-au însurat. Acum, la nivelul ăsta de societate, așa merg lucrurile. Au o forțare unor Relații. Era clar și ce voia uia, știi să mențină uniunea, știi? Ca să nu mai vorbim nu de fapt. Deci, amenințarea cu inițierea violenței. Ca, să, ca să nu mai vorbim de fapt exact, <laughs> că jurămintele în sine au fost extrase nu după o amenințare cu inițierea violenței, nu. După o bătaie soră cu moartea urmată de o amenințare cu reinițierea violenței. Adică. Da. Uite, am auzit argumentul ăsta, nu știu unul de la Mizes. Domnule, n-a fost război civil. Ar fi fost război civil dacă Sudul vrea să preia controlul mm. cu SUA, toate Statele Unite. Nu, ei n-au vrut asta. Sudul a vrut secesiune, să-și vadă treaba. Lor. Interesant, zic. Da, adică îl numești război să vadă civil. Să o facțiune națională și, da, care să preia. Din, a... Dintr-una din părți, partea asta care zice Statele Unite toate dacă, iată, au fost câștigători și au uh, condus povestea, a rămas ideea asta de război civil. Deci, doamne, da, servește, strica, da, servește, da, servește exact. da, oficial, că eram acolo. Păi nu, că ea n-au mai vrut să fie acolo. Ai vrut să strici căznicia? Nu, voi am doar să-mi văd de treabă. Interesant de speculat asta, dacă ai mai avea o chestie de genul ăsta, dacă ar intra peste ei, știi, dacă astea sunt are... În America, mm. vreți să spui, nu știu dacă în America, dar ai avut uh, la îndemână cu câțiva ani în Spania. A, da. Acum mai mult de câțiva ani, dar sunt totuși câțiva ani, mai aproape decât războiul civil. Spania cu Barcelona, care și-a cu Catalunia, uh -huh. care a făcut referendum și a zis, eu vreau, noi vrem uh, nu, America, mă gândesc să, ne, să ne da. secesionăm. Dar nu, da, yeah. a fost efectiv. Noi vrem să ne secesionăm. Tu te întrebi întreb dacă astăzi Fii ar mai să? intra peste ei? Da. Eu cred că ar intra. Așa zice așa la care scrie articolul. Că <laughs> care intra așa. Cum stau, cu banii? Da. Din, din, <laughs> din <laughs> îi, imprimă, îi inventează. Din punctul ăsta, nu, de... de din punctul ăsta de vedere e imposibil imposibilă o, o resecesiune o re pentru că în clip, da, e imposibil. Pentru că în clipa de față fracturile din societatea Pe americană americane. nu se suprapun peste liniile geografice. La fel de bine. Deci dacă ai în clipa de, de față bine, da, se nu, 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 nu se sprapun Deci în clipa de față ai orașele Care ah, trag în o mediu, direcție da. Versus mediul rural care hmm. trage în altă direcție Și nu poți să le separi Chiar nu poți, că fie cât un oraș Mare în fiecare stat Adică și Texasul are Da. Și Texasul are uh, Sau California are, are rural, are rural. <laughs> Texasul are Houston și uh, cum, cum îi spune uh, Celălalt oraș mare din Texas Care e nebun Scrieți voi și jos în da, comentarii la, că nu mai, nu mai țin minte, nu online. Dallas. Uh, <laughs> da, Dallas, scuze A, -a. Da, mișto. Dallas, da. Texas are houston și dallas iar California Austin, are... Mai... Da, Austin. și Austin, dar Austin nu e așa de mare oraș. Hey. Da, e o cărală mare acolo, oh. ai dreptate. Uh, și California are Orange County, care e vechea California în care e Republicană. Bun. Mai zice el, ia să vedeți. Dacă, dacă v-a plăcut până acum, ia să vedeți cine în plus nu are obligații față de statele pe care le servesc. Și aici o dă el cotită și nici imunitate. Și partea cu imunitatea s-a demonstrat. Partea cu imunitatea s-a demonstrat, a fost un proces mare la Nuremberg, S-a am demonstrat că just following orders, man, nu e, nu, nu e de ajuns. Da? Dacă nu vă e clar, am vorbit despre soldați. Soldații, ei, soldații, jandarmii, polițiști, dar soldații în special, că vorbim în, într-un context american în care atâtea lucruri nu existau, soldații în special jură să protejeze Constituția. Jură pe Constituție, spuneți sau pe, 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 pe Biblie, să mai jură la noi pe Biblie, nu mai știu. Jură pe Constituție, protejează de Constituția. Și uh, pretind ca partea jurământului că ei poate să omoare pe oricine li se ordonă, că în ordinul se execută, nu se discută, nu-și nu folosesc discernământul. Dacă, dacă, nu, dacă nu, nu execuții, noi, te bagă la. Cine la noi jurământul militar, e jur să mi apărțarea chiar cu prețul vieții. Păi, poate n-ai fi de acord cu. Aha. Uh -huh poate e prea mare preț. Poate da. țin la alte chestii. Da, da, să zicem că uite, dacă dacă e doar atât, o să spun că lai, poate ai momentul să problema să nu joci nu ce armata era obligatorie, nu era. Problema, da, nu. când că era și Da, domne, eu inclusiv i la dacă vrei. Acum, acum problema pe care o avem este asta că țara în sine, entitatea e cam greu de definit. Că dacă se bazează pe Constituție, am văzut ce obligații generează Constituția. Păi, reforma, a să a apărsat știi? <laughs> da. Societatea altceva. N-ar vrea <laughs> da. Societatea să voluntare. Așa, și cine altcineva, mai, dacă, dacă soldații nu sunt, dacă la nu sunt se... responsabili sau ce? Păi nu, nu. dacă ob... nu-i obligă jurământul mm. și nu e ca și cum ei susțin Constituția. Chiar dacă ți-ar trage un glon de gap dacă ai zis ceva de articolul 19, de exemplu. Cine altcineva este la fel de ilegitim atunci când, când se discută în direcția asta? Ambasadori ambasadorii, plenipotențiarii, toți care s apucă să angajeze pe semnătură statul în tratate, în tot felul de chestii. De ce? Păi, organizațiile care i-au pus acolo nu au legitimitate. Ne, 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 ducem, ne, ne ducem iarăși la vot. Pe lângă faptul că am stabilit și că. că entitatea numită Statele Unite nu există din punct de vedere legitim. Da. Cum o să semnezi tu în numele ei sau cum o să-ți asumi obligații în numele, în numele ei? Eu spună chiar a fost un corect anarhist. La fel de bine poți să îi înfierezi pe, mă rog, miniștrii care iau împrumuturi. La e, ăla e, ăla e, e punctul următor, dar ă, ă, aș vrea să, să termin aici un pic. Spunăr, mai, mai zice și pe următor. Este asta nu e validă doar pentru Statele Unite. Absolut toate statele cu care ambasadorii noștri se întrețin și semnează și fac și treg, toate astea sunt uh, națiunile de care vorbim, zice are as much myths la fel de mitologice precum este și, și a noastră. Deci, și el repetă foarte, foarte mult chestia asta și îi place la nebunie. Dacă rămâi cu ceva după ce ai citit capitolele astea, e următorul lucru. Deci pe lângă aia cu band of uh, thieves and robbers, e asta. On general principles of law and reason. Deci pe principiile generale ale dreptului și ale rațiunii. Da? On general principles of law and reason, there are no such nation. Mie mi se pare că, de fapt, e o... mă rog, o invocare a spiritului rațional din om. Man, nu mai folosiți tot felul de entități magice. Luați-o și voi un pic mai... mai, mai plecând de la fundamentă, da. da. Thinking for, from first principles. Nu spune. Asta mi se pare interesant că el nu, nu nu se duce atât de departe, știi, când să se ducă la first principles, uh, pentru că na, nu era filozof, era avocat. Așa că s-a limitat la principiile pe care le avea la îndemână, da, lege și rațiune. Vă place cu de astea? Vă place, nu? Use it. și o corecție din o corecție politică aici a Torvaldo, adică ei nu zic. Uite, chiar dacă admit că statul e agresiv, știi că, dar nu zic că te fură. E nevoie de coerciție, nu știu, pentru a bifa un nivel optim de nu știu. Dar libertarii nu zic, nu, domnule, nu deci nu mai te evita <laughs> căutai o femis pe Ca așa și piere din magie, știi? Păi da, dar cu furăciunile alea facem drumuri. Așteptăm orfan și Păi atunci inventez și eu, inventez și eu niște povești frumoase și mă apuc și iau de unde se poate uh -huh. <laughs> și după aia justific. Păi am făcut cu tare. Ba chiar poate declar și imunitate. Păi sunt imun. Nu? Ei cum au imunitate? Păi conform, conform a <inaudible> A votat lumea? <inaudible> nu, să zici că ai... Bă, legitimitatea asta dată de majoritatea celor prezenți la păi nu, vot. Au de votat pe chestia asta? La, nu, din a venit doar prima parte, s-a totul. Puterea și după aia, cu puterea <laughs> aia faci diverse chestii. Veni, nu, dar a venit da, din convingement, da, din ce pot, 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 să spui chestia asta, Și deci, poți să susții, să zici... După, după ce se formulează, deci după ce se fac alegeri acum în, în când sunt alegeri, uh -huh, da? uh -huh. La final când ies voturile, poți să poți să pui pe o foaie de hârtie, conform certificării BEC, considerăm împuternicit prin votul majorității pe, cu dare, cu, dreptul de a face ce vrea mușchiul meu. Da. da. De a lua decizii în numele entității noi create și să pună mâna, să verifice că nu s-a votat pentru asta. Da, ia, verificați. Tu fiind cine? Tu te ales sau ce -ai? Da. Sau om? Nimeni asta e ideea, tu ești nimeni în drum da? s-a votat, ai... nu, dar a. ideea e s-a votat, da, așa e s-a votat, Pă, uite, s-a votat uh, uh, cum e, a ieșit uh, PSD-ul, da, spoiler, s-a ieșit PSD-ul cu 40% da, păi uh, și e majoritar, uh, nu e majoritar dar uite, a ieșit și uh, USR-ul cu 12% și eu, mie îmi place și de ăla și de ăla și așa că eu consider că ei m-au votat pe mine să fac ce vreau eu da, dar n-ai Cum să nu? Dar sunt alegeri certificate de bec. Ce ai? Doar asta nu, ziceam. da, putere, delegarea ta. Păi, dar are... E anonimă. Delegarea, bă. delegarea are aceeași valoare cu delegarea lor. Asta... Ah, <laughs> da, 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 That was the point. E? Adică aștept să iasă votul și în baza votului scrii ce vrei acolo că aia s-a votat. Ai tu zici că le prezis. Păi, de, de mare. Hai să, vedem, hai să vedem cine să pune contra. Uite că nu vor. Uite, chestia cu imunitate e o chestie importantă și sunt sigur că n-ar trece, știi, dacă votăm. Hai să votăm dacă parlamentarul au imunitate. E drept să aibă imunitate. Eu zic că n-ar trece chestia asta. Nici o țară, știi. Uh -huh. toate astea, uite. Păi, uh -huh. mai multă democrație? Hai, mai multă democrație. Hai să... Uh -huh. <laughs> adică și ei e... Maschează, ascund, știi? Puterei, nu, zicea și uh, se vede și în uh, ce nu intră, știi, pe agenda. În controlul agende știi, nu votăm chestia nu votăm despre taxare, nu votăm despre... Mă rog, despre existența taxelor, că așa indirect poți spune că știi că democrații vor taxe mai mari, republicanii mai mici. E foarte no, indirect. Prea da. vag. E prea vag. Da, și el încheie acel capitol cu tot așa o chestie care îmi place să o spun, că legămintele astea pe care le fac reprezentanții țărilor în toate domeniile au uh, cam tot atâta validitate cât ar avea un tratat făcut între omul din lună și regele pleiadelor. De datoria am zis acum. Acum A datorii... zis Alex ceva. Și dacă dacă nu obligă acțiunile acestor plenipotențiari pe nimeni cu nimic și nu-s valide, cum se face că avem datorii naționale? Niște oameni au luat banii aia, i-au folosit și după aia îi pune pe toți să, să, plătească. Păi și cum le au primit împrumuturile alea? Păi pe înțelegerea între părțile alea care au luat, au dat și au luat banii, că da, ăștia o să poată să jefuiască și să omoare la o adică oamenii și să extragă aceste resurse de la ei. Era sloganul la România că ne-o datorăm nu înșine. Sau da, we owe to ourselves. Nu o lucrat mai, o chințeam mai de mult, știi? El a tot repetat-o până și la greață. Și punctul care era? Că noi România, ăsta e faza, nu? Noi România ne-am îndatorat. Dar el vorbea despre printatul de bani. Zicea, ce dacă facem o printare? Că ne datorăm nouă. Pe când împrumutul trebuie să-l dai cu alt cuiva. El zicea de printat bani. Printat But it's the same point. de ce de same? Că vezi, doamne, noi îi printăm și îi trecem prin economie și ne băgăm tot în buzunarul nostru. Cam mai are după aia îi scoatem, îi printăm, rulăm economia ca să nu înghețe și după aia îi extragem din economie, teoretic, prin dobânzi mai mari, tra la la. care suntem, nu se întâmplă suntem, în tot... Da, tot noi, noi sunt. Noi noștri, yes. noi noștri. Ne jucăm. Sau și ea, dacă sunt din viitor, să zicem, plătesc taxe mai suntem noi. Tot noi, Românii, da. tinerii români din viitor. Noi, <laughs> sunt România, știi? Noi din viitor, Noi, da. Bătrânii de sunt în România, ei sunt în România și toți în România. Asta contrar ce zicea... A, ah, ba nu. Stefan cel Mare, nu? Ce a zis? Nu sunt ale rămoșilor și nici ale noastre. ale urmașilor, urmașilor. Datoriile la fel. Bine spune ar, ar fi zis, păi dacă nu sunt ale tale, nici Atunci ale... Cum ajung la... <laughs> Care e basa? Cum intră în proprietate? Bun. Uh, și răspunsul este... Gener de generațional la <laughs> Răspunsul aici e pe mai multe niveluri pe care vrei să-l auzi. <laughs> în, primul... în primul, rând e la cu corporația. Corporația nu există, deci oamenii ăștia nu puteau să se îndatoreze în numele corporației. Nu sunt reprezentați de oameni, deci nu puteau să se îndatoreze de oameni. El nu negă că împrumuturile au existat. Zice că cel mult, dar da, împrumuturile astea au, sunt de fapt cel mult problema lor care au dat împrumut. Că a venit cineva la tine și ți-a zis, -a băi, eu pot să-ți dau banii ăștia înapoi, dăm banii ăștia și tu i-ai dat. Dar asta e. Dar asta nu înseamnă faptul că, tu, faptul că tu ai dat banii, nu obligă pe nimeni să plătească datoria publică care s-a generat în felul ăsta. Pe absolut da. nimeni, decât cel mult pe oamenii care au luat pe semnătură proprie. Care n-aveau în spate un contract explicit cu da. cei de la care cer mai departe. Da. Dar, și el tot zice corporație și se referă la genul ăsta de asociere, de asociație. Adică nu poți să-i dai o corporalitate unei asociații. Doar pe o La o firmă știi da. cine sunt ăia, ce s-au angajat, ce nu știu. Aici nu e, aici e with the people, ok. <laughs> with the people. Da, asemănarea... Aici o firmă nu cred că are așa, nu știu, IBM sau with the people, știi sau... La o asemănare <laughs> cu exact o corporație ar fi m-ați spus pe mine CEO, eu fac niște datorii, dar după aia le plătiți voi uh, acționarii. Ce se pot fi ok, dacă ea zic da, ok. Dacă ea zic da, <laughs> da, <laughs> da. De acord, noi, tu ia și... Că la și... noi... <laughs> nu se, nu există aga. Bine, și mai e, mai e un argument pe tema asta că ăsta n-ar putea să fie un împrumut legit. De să spui că tu nu te-ai angajat, tu nu te-ai angajat față de bancă în nume personal, da? Față de contract, de locurile de unde ai luat acest împrumut. banca Femei. Deci să zicem că tu nu te-ai angajat în nume personal. Perfect. Atunci cine s-a angajat acolo? Uh -huh. Zi numele. Zi numele ălora care s-au angajat acolo. E o entitate magică. Ce nu înțelegeți? Dacă nu <laughs> și ăla, <laughs> dacă ăla... Dragonul și regele pleiadelor de lor <laughs> și... <laughs> Dacă bancherul ăla a acceptat să dea banii fără să știe cui i-a dat, i-a dat pe nici s-au cunoscut, zice el aici, a... păi pune-l pe la, să ia înapoi. De ori mă scoate <laughs> eu în <chine. laughs> Și mai zice nu că bă, ei s-au angajat cu teritoriu, cu numele teritoriului. Păi, vorbește, lor, Cu, vorbește <laughs> cu teritoriu. Și a <ceia> lor? <laughs> e aceea lor ca să se angajeze în numele lui? Măi, dealurilor, și uite, el nu prevede, de fapt, prevede aici, dar nu vede o soluție libertariană apropo de povestea cu proprietatea pe aer și pe apă. dar zici că e ca și cum, că definește el teritoriul Americii, că e între Oceanul Pacific și Atlantic și între Golful Mexicului și nu știu ce, bă, cum spune el aici, Polul Nord. Oh, nu contează, lasă și Canada, oricum ei nu să pun la număr. Bine, 1812 sau cam, sau cam numărat vârtos, dar așa, dar zice, e ca și cum aș spune că au luat împrumutul în numele oceanelor sau al polului nord sau al atmosferei, nu ca și cum și al razelor de soare. Și bine, el duce, duce ideea și până la capăt că de fapt aceste aparente două clase de borrowers and lenders, de oameni care iau cumprumut și oameni care dau cumprumut, sunt de fapt aceiași oameni, că ei împrumută și dau bani de la ei înșiși. Nu sunt. că nu sunt doar reprezentanții hoților, ci hoții înșiși. <gântu -i> Să nu ne Asta când fac bani centrale, că nu ne poți să dea dacă îți dă drept și asta, să fără bagă centrală, știi, dacă ai unul. Dacă da. ai o bancă, eu aș spune așa, că dacă ai o bancă privată care ar fi să aplice principiile legii și rațiunii, hmm. da? <laughs> în clipa în care îl, îl, vede pe reprezentantul statului că vine să ceară un împrumut, închide ușa și aruncă cheia și trage zăborul. De? Nu suntem acasă Nu, da, cu banii, dacă îți dau. De. Îți permit să crezi bani din nimic. Au! Păi, nu. Eu mai, mai zic ce, ce vrei să zici. <laughs> <laughs> Îmi place cum sună. Ex nihilo, e ca la facerea lumii. Da. <laughs> Uf! Mă rog, uite, apropo de educație, cartea asta, eu dacă aș avea școala privată, aș pune-o să o citească tinerii. Vă plictisiți? Nu ați citit Spooner. Sau vedeți filmul ăsta amuzant care îl face ai cu în curând. Adică sunt niște principii fundamentale de drept, de rațiune, despre cum funcționează lumea. Anume, contractele între părți care pot contracta. Agenți care pot lua hotărâri, adică indivizi. Doamne, ce el a un contract? Uite, s a spus Constituția a un contract. Păi, e. Ce el a un contract? Păi, uite, nu prea seamănă. Arată semnătura. Da. Care sunt clauzele? Care sunt clauzele de ieșire? La fel și cu ideea de schimb voluntar. Păi nu că relația cetățean-stat e una voluntară. Îmi dau când dai, nu îți dau, nu-mi dai, știi. Păi stai că nu e voluntară. Da. Băi, te amenință că. <laughs> te amenință că ți iau chestiile, da. te, te bagă la închisoare. Nu, dar uite, vezi, apropo de o educație, de deci ce scris lucrurile astea în 1870. Aia au mai scris și tu cine a scris. Oameni mult mai deștepți. Da? Mises, Brodbard. Lucruri care nu pot fi greșite rațional și legal decât dacă pleci, am mai zis, decât dacă pleci de la un alt fundament. Dacă în existența ta tu te gândești că pământul e al tuturor, să fii de acord cu ce vorbim. Asta pe partea normativă, pe partea da. economică, poți să zici tu da, da. ce vrei, că legile da, totale sunt. Deci nu. Ele crănță la deci fel, exact. să protestezi. Dom'le, nu convine că realitatea e așa. Nu convine cum e egoist. Cu Asta e, ce vede? <laughs> nu vă stai încurc. Bine, și el yes. are acum un capitol iradă care parte din ele sunt de acord, parte din ea sunt de acolo, cu altă parte sunt așa un pic. Să zi, să zi. Da, da. Da, începe de la ideea următoare. Zice, domne, guvernul, la da, Constituția n-a fost semnată decât de puțin, nu obligă pe nimeni, nu e ca și cu oamenii de astăzi. Da, guvernul e menținut de niște oameni care par să impună obligații. Și ar trebui să ne punem și noi întrebările astea, cine reprezintă puterea adevărată a guvernului în această țară, cine sunt oamenii, oamenii responsabili care ne fură proprietățile, care ne restrâng libertățile, care ne uh, impun voința lor arbitrară care ne devastează casele, ne împușcă cu sutele de mii dacă îndrăznim să ne împotrivim. Cum îi găsim pe acești oameni? Cum îi vom cunoaște pe ei? Cum ne vom apăra noi înșine și proprietățile noastre de ei? Care dintre vecinii noștri sunt membri în această bandă secretă de și ucigași. Poți fi ucigaș, da? Și cum vom ști care sunt casele lor ca să le dăm foc? <laughs> El tre într-o vreme mai uh, care, aplicată. Care, este, mai care <laughs> este proprietatea lor ca să o putem distruge, și care sunt persoanele lor ca să îi putem omorâ și să scăpăm. Uh, <laughs> lumea și pe noi înșine de acești monștri tirani. Un conspiraționist ar zice că pe site-ul World da. Economic Forum. Accesezi da. da, Dar sunt și, și oameni pe site-ul ăla care doar au venit să țină cuvântare și le-au zis adică împotrivă. Da. Thank you, yes. și el zice așa că acestea sunt întrebări care au nevoie de un răspuns înainte ca oamenii să poată să fie liberi înainte ca ei să se poată proteja de această bandă secretă de jefuitori și criminali care astăzi nu fac altceva decât să-i jefuiască, să-i distrugă și să-i ia pe post de sclavi. Deci banda asta lui secretă se, se, potrivește foarte bine și pe definiția unei mafii. Pentru că mafia nu trebuie neapărat să fie, mă rog, cineva a făcut odată o definiție care suna ceva de genul în colaborarea ad hoc în baza unor interese a unor indivizi care, mă rog, temporar au aceleași ținte. Și votanții ăștia pe care îi spună, îi bagă în banda de... Păi el zice porf? că fie temporară. Da, e. Nu, dar vreau să zic, nu-i musai să se fi vorbit. Pur și simplu văd a, păi mă interesează. Ce s-a și zis deja? Mă interesează cu toare? Particip. Cred că e suficient să fii de acord cu agresiunea statului, știi? Lasă, intră pe să tu deci dai masă Lasă să fie salariu minim, lasă nu știu ce, orice formă de agresiune a statului, yeah. intri. Și aici... Deci, a... și că spune, te la proști mai degrabă. El, el, îi, el îi dă înainte pe full conspiraționist partea care nu mai sunt de eu. acord, zice... Cămătarii clasa cămătarilor, dar la clasa cămătarilor îi pune pe toți bancherii, toți care cumva, cumva îi scoate ca fiind mai importanți decât însăși regii și guvernele parlamentare ale țărilor europene. Deci ceva de genul, dacă le dau un împrumut cămătarii, și într-adevăr zice de Rothschild cu nume și prenume, dacă le dau un împrumut cămătarii guvernelor americii guverne, guvernului și Parlamentului Angliei, atunci el poate să ia și să fure și din Anglia, și din India, și din nu, Irlanda, și să îi omoare pe ea și să scoată mai mulți bani înapoi de la ei. E chestie genul sau găina, uite, am vorbit și cu soldații. Ce zicea spună în episodul trecut? Păi dacă ai bani, ai și soldații. Domnule, ce e mai tare, forța sau bani? Până ce păi bani, că cu banii ți soldați și ei... Faci îți îți faci ar banii, mm. da? Ha, ceva de genul ăsta. Așa și cu Rothschild ăștia. Da? Ok, îți dau bani. Uite un uh, răspuns mai liberal, ca să, așa, al lu Tot așa se întreba și el, care sunt cei mai sau... Oia, da, care el zicea, nu, că Cezar l-a luat banii lor și l-a dat peste nas după aia. Deci, punctul lui de vedere, fiindcă puterea politică e mai tare, știi? Inclusiv Rochel a pus spune că sunt creați de... Bine, Eu nu știu anume ce se întâmpla pe vremea aia. Într-un fel, ai și astăzi oameni care zic da. că bancherii conduc da, și, explic, și o explicație pe care o poți vedea astăzi este că, mă rog, te folosesc de stat să-și elimine, de exemplu, concurența. Sau și-au și făcut poziții de oligopol pentru că mă rog, au butonat la reglementări. Totuși, pe vremea aia, nu știu dacă... El pare că zice că doar tot din așa. inerția mare care are mulți bani Am tot așa și cu cât... doar cu asta putea să controleze. Dar da. Zice păi, zise Vali că ăla e și borrower și, și se întrează și... Nu zise Vali, zise Spuner. Aminti. Da, da. a citat -o. Da, e cu duș și întors aici, știi? E o întrebare care e cumva se impune tuturor libertarienilor să se apuce să o... Să... So... Da, să apuce a fost mai întâi? Uite, o la fel răspundă. cu puterea ideilor. Ce bate? Puterea ideilor sau banii? Banii pot cumpăra idei, știi. <gătări> Înțelegi? Banii pot cumpăra idei. Da, da, și aia <gătări> e o idee. Altă chestie. Zici, păi stai puțin că avem nevoie de. Sunt oameni care nu pot fi cumpărați. Ok, este o minoritate. Tu ca să schimbi lumea ai nevoie de o majoritate. Doar măcar o masă da, critică. de o Fapt, de fapt, s-a arătat că n-ai nevoie de o majoritate, ci ai nevoie de, ai nevoie de, de, intelectuali. de, o majoritate inertă și o minoritate activă politică. Da, da, minorită Păi da, aveam în vedere minoritatea da. activă de intelectuali care răspund la bani, știi? Uh -huh. Nu pot fi toți altruiști. ah nu, vres. minoritatea altruistă este s -s, bă, Nu, dar ce -ai spune eu în felul următor? O, tu te adresezi naturii umane. Prin... Așa asta ce înseamnă? Scuze, unde vreau să ajung? Că banii ar bate cea putere ideilor. Pro puterea ideilor ce-ar fi? Domne, sunt chestii care nu se fac. Înțelegi? Ce bani mi-ar da aia? Eu nu sunt de acord cu, putare, tare chestie, știi, urâtă. Nu știu, un copil să fie sfârșiat de când și nu știu. Înțelegi? Poate fi o chestie. Ce vreau eu să spun aici era că eu o dilemă care nu de puține ori i-a adusă în fața libertarienilor și anume atunci vorba de monopol. Și Noi discutăm întotdeauna deci una dintre întrebările pe care mă gândesc că s-ar putea ca ei intuitiv să, să nu înțeleagă diferența pentru că ei să-și imagineze mai degrabă cazul 2. Cazul 1 e în felul următor. De ce nu ajunge un monopol pe piață? Am făcut un episod întreg. Răspunsul pe scurt este în felul următor. Apropo, episodul întreg este episodul greu cu prețurile. Îl Căutați pe canal. Uh, răspunsul pe scurt e în felul următor. În primul rând, prin uh, uh, din cauza lipsei de economii, de uh, invers, din cauza aparițiilor antieconomiilor, diseconomiilor de scală, da, irosirilor de scală, dacă uh -huh. să le punem în felul ăsta, nu poți consolida toată puterea de cumpărare, toată puterea, cum să zic, productivă pe piață în mod liber. Cumva, concurența are un loc de intrat. Ok, există monopolurile naturale despre care putem să discutăm, dar chiar și acolo, teoretic, concurența, dacă vrea să cumpere o bucată din monopolul ăla natural, atât la natural, atâta vreme cât cineva e dispus să-i o vândă, s sparge monopolul respectiv. Să faci o linie ferată, o faci? Păi nu o să faci o linie ferată chiar lângă un Deci ba da. Nu? Poate da. Poate Poate vreau, da. vreau să fac. Dacă vreau, da. Uite, ăla pe linia lui ferată face 5.000 de lei biletul pentru două stații de autobuz. Eu pe linia mea ferată mie mi-ajung 200 de lei pe stația de autobuz. Ce crezi? Că nu-mi recuperez investiția? Dacă ți-am spus că mi-ajung, mi-ajung. Răspunsul însă e cumva de, de fapt întrebarea Hai să zici a, și scenariul 2. Că, Ai zis care care e scenariu scenariul 2? A, că își permite el să cumpere. Bine, nu, am spus că e concurența, a, a, își permite a, okay. să cumpere, să ridice prețul. Nu că dacă ridică prețul, intră ea înapoi pe piață, uh -huh, nu uh -huh. poți să stabilești. Am vorbit de toate chestiile. De asta zic. mergeți la. Deci, pe piața liberă, un monopol nu se poate. Dar eu cred că oamenii care pun întrebarea asta, de fapt, o pun în felul următor. Eu nu. Care are atât de mult succes în afaceri, încât se ajunge atât de bine, că își permite să încalce drepturile oamenilor de proprietate, în sensul în care nu mai e piață liberă. El își angajează, își permite să-și angajeze oameni cu bute care să îi împiedice pe alții să intre apere, pe concurență. socialist, te e, la o chestia, unul, sen, e o chestie, pe care nu numai, eu aș spune așa, că noi trebuie să înțelegem faptul că asta e o tendință a omului în sine. E o tendință a omului în sine când câștigă. Și nu de la fapt, de fapt e mai mult, nu e nici măcar a omului. Poate animalele din punctul ăsta de vedere care sunt care obțin un avantaj pe scara ierarhică, încearcă posibilitățile lor restrânse să închidă evoluția, să închidă competiția. Pentru că te are on top now. Yes. Și e varianta care îi avantajează pe ei. S-au făcut studii peste studii în domeniul ăsta al evoluției în care toate animalele care au ajuns în vârful food au încercat activ să... Vrească, S -s. Să oprească modelul. Asta vrea să facă și omul. Să, se, să a câștigat și vrea să cristalizeze câștigul respectiv, să nu, se mai, să nu se mai schimbe. Și întrebarea este cine îl oprește? Cine îl oprește? Păi uh, uite care e treaba. Oi. Alegerile Cum? de zi cu zi. Ca el, dacă mai în clipa în care. Ca nu, păi, păi nu, nu. Să zicem că el încă e cel Voi mai tare. nu Ăia mai tare, mai tare. asta e ideea. Aia. Când o el începe să, în clipa în care afli că ăla de la care ți-ai luat făina, 20 de ani, i-a dat în cap altuia care vroia să intre pe piață, tu trebuie să zici, știi ce mi-a ajuns făina ta? O să vii și o să spui: Păi, da, cum să ne asumăm aceste uh, sacrificii? Ca să fii liber. Vrei să fii liber? <fie> nu, că, <fie> nu. Vrei? Okay. Ți, îți place Punea... cu, cu libertatea? Nu, nu. Răspunsul e că da, doar că. Da, da. E categoria a treia, spun, Parcă mi-e frică. <fie> Parcă... <fie> Aș vrea, da. Și acolo cred că e gros. Ai minoritatea ticăloasă partea de proști e destul de măritică și mai e și aia nesigură, știi, acolo cred că e sarea pământului, știi, aia nesigură e să ia, mai duceți-vă dacă uh -huh. Da. prinde puțin curaj, știi? Ca și Revoluția Română sau ce exact. -a mai fost bine, nu? Exact. Dacă nu ne, adică uităm adică bun care mai dau cu ea, mai da. se cu sclavie și Ce, cu... ceea, ce încerc, ceea ce încerc să spun, două secunde și vin. Ceea ce încerc să spun e așa. În clipa în care afli că le-ai dat în cap unui care vrea să intre pe piață, ăla e primul pas. Dacă te opui tu atunci, costurile sunt mult mai mici decât dacă îl lași în pace să crească, să crească, să crească până, de când, de ne până când nepoții, stră nepoții tăi, o să îndrăznească să se adune la o masă să discute despre. Bă, da, o revoluție. Nu prea e legitim uh, afacerea asta pe care au. Uh, care a crescut din. Uh, mașina de pâine pe care au făcut-o. Ăsta cu... Sp... A început cu o mașină de, de pâine și -a... a ajuns să fie stat. Dar oh. era mult mai uh, explicit, uite se întreba unde stă. Da, <laughs> Are mai da. De mafia, așa. Mai da, da, da. <laughs> ești tu. tu! Ca să fie clar pentru toți cenzorii de pe YouTube, noi nu recomandăm așa ceva. Păi urmează să zic eu? Punctul meu era că dacă discuți cu o categorie de anuminată constela dinaurtei, îți zic, din în istoria așa a fost. Oamenii au fost oprimați, au suportat cât au putut, după care au făcut o revoluție. Și de ce discutăm noi aici de toate amănunțelele astea? Ca să vezi dinainte, e ca la sănătatea corpului. Dacă apuci să previi sau să prinzi simptomele de devreme, mult mai sănătos decât să faci super uh, mult medicamente. Mult mai ieftin. Mult mai ieftin și până la urmă mai sănătos ai calitatea vieții. Mă rog. Și ideea ar fi că cu cât ar face oamenii mai mult efort să înțeleagă amănunțelele astea și să le prindă din timp și să le amendeze din timp, să le oprească cu costuri mici, mult mai ieftin, că e și asta un super argument, s-ar putea să nu se mai ajungă la revoluții care nu sunt decât violente costuri mari, rezolvări pe picior de obicei după revoluții, idei incoerente între revoluționari și uh, nu face decât să dea naștere la noi găști, ori care erau eșalonul 2 și urcă mai sus, ori găști pur și simplu noi. Ideea ar fi că genul ăsta de idei pe care le mă rog, plimbăm noi pe aici, ar, ar rupe buclele astea care s-au întâmplat mereu în istorie în care oamenii suportă și fac o revoluție. Eu uite, ei sunt păcăliți totuși la monopol, adică statul i-a convins că... Da. Statul se duce peste la mare și... da. <laughs> deci Na. Casa... Spus, Ai, că nu Ok, păi stai că uite, să duce și distruge noi chiar. Nu, noi a picat că nu mai făcut telefoane bune. De ce nu l-a distrus statul până atunci? Pe păi, chestia de manual. <laughs> deci ca să re reluăm... Uh, știi răspunsul, nu? <laughs> prea multă piață liberă. N-a avut stat destulă putere. Că dacă avea destulă putere, intra cu Bucanci în Nokia în secunda 2. Da. Ah. A, a, și voi da, rămâneați că... fără telefoane mobile, dar asta e partea a doua. A, da, cred că și asta, știi. Inocența... Inocența funcționalului față nu știu, ticălos privat care are putere și egoist și nu știu, și ăsta abia nu mai știe cum să mai funcționezi, nu E, și, și uh, relând, ideea de spuner spune în toate chestiile astea aici despre bă, statele din Europa, pentru că își dă seama, e un, e un truc retoric aici, își dă seama că lumea e de acord că în Europa, vai de mine, sunt uh, monarhiștii răi care bă, dispun de dreptul divin și așa mai departe, da? După ce termină toată expunerea asta și le-a pictat uh, cu câți în culori cât poate de negative, Zice următorul. Că, e, acum ce e adevărat în Europa, știți că e adevărat și, și, și la noi. N-au avut suflu săraci. Da, da, America zici că n am murit încă, știi? <gărătă> <gărătă> Sau spiritul la Maroc. Poate trebui în alte părți. Da. Uite, apropo de asta, inocența funcționalului versus și a privatului. Ok, uite-te la Zuckerberg în Senatul American când dă explicații dacă ți se crezi imaginea asta, știi? De deci Zuckerberg care e în top 5, nu? Prespun, sau da, da, așa. din lume, deci tremură în fața lor, știi? Deci tremură, nu știe cum să-i pe în cul mai mult. Sau. Bine, anecdotic, da. da, poți să... Poți, uh... Ideea e că îl pot închide. Cum Și pe Zucker? Da, și pe... Îl pot închide. De cum un... azi? E... Da, azi. Uite și pe omul ăsta de la... De la de telegram, telegram, da, telegram, da, da. da exact. de exemplu. Nu se poate așa ceva. Da, se poate băiatul de la Silk Road. Păi nu, că a făcut el niște chestii. N-a făcut nimic. A făcut de la Silk Road. N-a făcut absolut nimic. Era un dark web marketplace. și De ce nu ne arăți ce faceți acolo? El se apucă să repicteze războiul civil de în anii precedenți, exact în felul ăsta. Domne. Negusătorii din nord au vrut să-și mențină interesele, prin urmare s-au găsit oameni dispuși să punem mâna pe puști, să prezerve interesele lor. Deci, cumva, asta era argumentul că na, în Europa se mișcă banii, care mișcă armele, care fac prăpăd. Păi dar nu e la fel, zice el, în Statele Unite se mișcă armele care se mișcă banii care, uite ce propăd au făcut. Era la vremea respectivă, repet, cel mai sângeros război e. ever Cână înregistrat. Atunci. Bun. Ăsta hmm. a fost pună. Puneți mâna și citiți. Da, foarte tare o Asta înseamnă om tare față de vremurile lui. Foarte tare. Așa ceva. Cred că primul, da, un gânditor capitalistic. Planeta nu, nu mai... El închide cartea spunând ca într-o concluzie că chiar orice ar fi Constituția asta, contract, nesemnat, obligații, de nu prin faptul că a fost zice prin faptul demonstrat că a fost lipsită de puteri să împiedice această vărsare. Deci încheie cu un argument utilitarist, asta să zicem că nu îmi place pentru că nu este neapărat Nu este, nu este neapărat greșit pentru că are și un argument de principiu de sus. Zice așa, pentru că nu a fost capabilă să împiedice această vărsare de sânge nu, nu, mai are, nu are dreptul să, să existe. Și argumentul principal care e de fapt în spate este că nu s-a respectat principiul guvernului prin consimțământ. Care el e băgat în Constituție, e singurul care, singura cheie în care teoretic ai putea să citești Constituția, ar trebui să permită libertatea secesiunii. Da, nu se mai bătea cu, Și cumva, uite că în numele ei s au omorât o grămadă. Asta și importanța la chestiile astea culturale. Adică sunt convins că și pe vremea lui Jefferson, dacă venea unul, domne, guvernul prin consimțământ nu prea merge cu sclavia. Ei, ne batem cu englezii, avem altele pe cap, avem, nu știu, oțelarii, nu știu ce. Ok, așa s-a dus dracu America, știi, deci. Noi muncim, nu gândim, știi? Da, deci... da. <laughs> puteai să o faci cultural, că i au avut niște oameni Jefferson era... A fost. Deci așa ceva nu știu dacă ai mai avut atunci. Explozia asta, știi, de... Ba, da, poate alte rodoapianii. Dar nu la nivel de... Oameni politici, știi, politic. deci de ăștia activ de... Foarte gros să așa ceva. Poate prin anul 3000 să mai... <gântu -i> Pe libertarii s apar o chestie de genul ăsta, știi, vechea America. Bun, acestea fiind spuse. Pentru Costea Stăvărache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Verceanu, noi am fost în Dodi. Dacă ați înțeles ceva din episodul ăsta, e că stat te vrea sclav. Constituția nu, e, nu te obligă la nimic. 17th.